paharul de vară și să fim bucuroși cu bucurie de noastră parte. Sfinții de stăpâni, iertați-ne păcătoși și cine binecuvântați. Ispolate despot, am pronunțat în al treia Sfinții de stăpâni. Ispolate despot, amin. Să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Fără de început și veșnic, care toate le-ai dus din ființă la ființă, Cel ce locuiește într-o lumină cea neapropiată, Cel ce-i cerut scaun și așternut picioarelor tale pământul, care ai dat lui Moisei poruncă și pildă, Cel ce-ai pus Duhul tău în vițele în meșterul cel mare și le-ai îndestulat pe dânsul cu înțelepciune spre întocmirea și ridicare cortului mântuirii, în care erau închipuirile și formele adevărului. Ceea ce după lui Solomon, înălțimea cugetului și lărcimea inimii și pe întrânsul a ridicat biserica ta cea veche, în cinstea Sfinților Apostol Petru și Pavel, pentru slava ta și a unui născut Fiului tău și a Sfântului Duh. Oh,
Binecuvintează, Enal prea sfințite stăpâne, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăște. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește! Îți toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apă, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfântă, curată, prea bine, curată, mărită, sfântul noastră, Dumnezeu născătoarea, și pune Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Lăudă sufletea mea pe Domnul, lăuda mea pe Domnul, în viața mea cânta pe Dumnezeu, în el până cerui fi. Nu vă nădăjduiți pe voi și pe fii oamenilor, Domnule, și omul, Domnul Dumnezeu, ce ești pe demon.
păzește pe noi, Dumnezeule, poporul Tău. Pe prea sfântă, curată, preminecuvântată, stăruga, stăpânoasă, Iisuse Hristoase, și curând Fecioară Maria cu toți sfinții, pomenind-o, pe noi înșine și pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De aceste vorbi pentru activitatea sărbăincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasa Parascheva din satul Sărata Gal din raionul Hâncești, protoierul Valentin Danu, este decorat cu dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu ușile împărătești deschise până la Hieruvic, de către înalt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldovei. Decorația a fost acordată de către noi Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporin la Sfânta și Dumnezească Liturghie din Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, la data de 29 iulie 2023. Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporin. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Înțelepciune drept, veniță ne-nchinăm și să credem la Hristos mântuiește-ne.
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă cu pace, a o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Marele Dumnezeu
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Într-adevăr, să stăruim împreună să facă lucruri bune și frumoase pentru comunitatea dumneavoastră. Vă dorim, Părinte, să păstoriți turma, să luptați ca să puteți să-i aduceți pe calea cea dreaptă, să vă luptați să faceți lucruri bune și frumoase pentru comunitatea care este aici, creștinii din satul dumneavoastră. Mulțumim tuturor celor care au participat la această capelă și să fii puternic, să fii tare în credință și să duci crucea până la sfârșitul vieții în satul acesta. Dacă nu, aici până la 100 de ani s-au ajuns din urmă pe sora Iulia. 116, domnul Mihail Lozovoic, titor al Bisericii Sfânta Cuvioasa Parascheva, Sărată Galbenă, se decorează cu medalia binecredinciosul Cneaz Alexandru Nesi, gradul 1, în semn de recunoștință pentru activitatea sărguincioasă spre binele și într-o mărire Bisericii Ortodoxe din Moldova, Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni. Cneaz Alexandru Nesti, gradul 1, domnul Mihail Usatii. Presfințit arhiepiscop Petru, bună ziua, preacucernici părinți, bună ziua, dragi consătieni. Mă sunt onorat cu această distinție care ne-ați oferit-o. Mă voi pune efortul ca să o port în viață, cu mândrie, cu cinste și cu credință, distința care ne-ați semănat-o. Și vă mulțumesc frumos pentru cei că știu că cât de ocupați sunteți dumneavoastră, dar ați găsit în ordinea de activitate dumneavoastră o fereastră ca să ajungeți la noi, în localitate, ca să sfințim acest lăcaș, care până la infinit, întâi era ca pe o foaie, când a venit domnul Petru cu 3D și zic că hai să o facem. Eu zic, domn Petru, e real? E real. Dacă îmi punem efortul, toți împreună, va fi realitatea. Și eu mă bucur că totuși acest lăcaș are viață și o primit ceea ce este în ziua de astăzi. În continuare, vom fi alături de biserică și vom acorda sprijin pe măsura necesității și posibilităților noastre pentru Părintele Valentin și pentru biserica și pentru localitatea noastră. Mulțumim frumos, Doamne ajută! Valentin, înalt preasfințit episcop Petru, onorați părinți, enoreași, stimați enoreași, astăzi suntem la un eveniment deosebit în Sărata Galbenă, înălțarea acestei cupole. La această slujbă arhierească suntem onorați de faptul că am fost invitați și suntem parte a acestei sărbători. Vreau să aduc și eu mulțumiri din partea mea personal meșterilor care au contribuit la edificarea acestei bijuterii, chititorilor care au contribuit de tot ce se face pentru Sfânta Cuvioasă Biserica noastră Parascheva, se face pentru noi toți creștinii, pentru a atrage cât mai mulți oameni, cât mai mulți tineri, cât mai mulți enoreași pentru a nu rătăci prin alte credințe, dar a veni în această ogradă, în acest lăcaș, ca să ne mărturisim și să credem în Bunul nostru Dumnezeu. Ne pare rău că astăzi nu asistă la acest eveniment și Părintele Fiodor, Dumnezeu să-L odihnească în lumea celor drepți, care cu evlavie și cu și-a dus crucea mulți ani și-a slujit în acest lăcaș, a preluat Părintele Valentin, îi dorim lui multă sănătate, să atragă cât mai mulți enoreași în biserică, noi îl vom susține și îi dorim, tuturor vă dorim pace, sănătate și să credem în Bunul nostru Dumnezeu. Mulțumesc! Domnul preasfințit stăpâne, stimați domnule primar, iubiți frați și surori, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi, pentru că cu ajutorul Lui și cu blagoslovenia Înalt Preasfințitului, pentru că numai cei care sunt aproape de Înalt Preasfințitul știu cât de mult muncește și într-adevăr Vladica astăzi a lăsat din timpul lui care scurt l-a avut și el, poate pentru odihnă, a venit în mijlocul nostru, ne-a făcut această bucurie, a sfințit acest altar de vară, pentru că gândul cu care s-a pornit a fost gândul nostru,
dorința dumneavoastră a fost, pentru că ați spus, Părinte, noi vrem și dimineața, înainte de a ne duce la serviciu, ca să trecem pe vă câteva clipe, ca să ne închinăm, ca să ne rugăm și uitați-vă cu ajutorul Domnului, poate nu poate în scurt timp sau cum Dumnezeu, dar știți cum dumneavoastră s-a făcut lucrul acesta acum, dar depinde de dragostea dumneavoastră de mai departe, pentru că orice loc sfințește prin rugăciune. Și dacă dumneavoastră o să faceți lucrul acesta, el se va păstra. Și vă dăinuie, dacă noi le vom lăsa, așa și peste vă câteva timp se va pierde. Mulțumim celui care Dumnezeu i-a pus în gând și în cuget familiei sale, că ne-a ajutat ca să ridicăm, pentru că nu a fost ușor deloc lucrul acesta, pentru ca să se facă. Mulțumim înalt presimțitului pentru cuvântul îndrumător, pentru că pentru noi este foarte important, pentru că este ca un tată nostru. Și atunci când spune tata, și noi copiii altfel primim și altfel. Și cum spunea și mai înainte și Părintele Iulian, să ne ducem cu lucrurile acestea acasă pe care astăzi ne-am primit, ne vorbim de cei de vorbă care și cu ce ai venit îmbrăcat, dar anume ceea ce este de folos. Pentru că dacă vom păstra în inimă ceea ce este de folos, atunci înseamnă că vom da și roade. Dar dacă vom uita ieșind de pe poarta bisericii, atunci înseamnă că fără de folos a fost ziua noastră. Astăzi noi, și cum am spus în alt presimțitul, noi pe toți o să vă menționăm. Pentru că fără de dumneavoastră, eu n-aș putea personal nimic să fac. Tot ceea ce se face, se face cu ajutorul numai a dumneavoastră. Eu personal nu mai sunt cel care așa trebuie, ori așa, dar tot ajutorul vine de la dumneavoastră. De ce mă închin în fața dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru tot, pentru susținerea dumneavoastră. O să mă susțineți înseamnă că mergem mai departe. Înseamnă că nu ne mai oprim și facem o vacanță și iarăși ne pornim. Dar cum dumneavoastră hotărâți și cum bunul Dumnezeu le va aranja pe toate. Vă mulțumim dumneavoastră, ne închinăm pe viitor, la data viitoare, nădăjdim, poate să nu treacă mult timp, iarăși să vină vladica la noi și toți o să vă menționăm, dar dumneavoastră cred că știți că cea mai bună plată este de la Dumnezeu de sus. Acolo ne spune că nici molia, nici furul nu le fură, acolo Dumnezeu să le primească jertfa dumneavoastră pe care ați făcut-o și acolo Dumnezeu să ne răsplătească. Amin. Rudă dumneavoastră pentru toți. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, pentru mare mila ta, Doamne, se auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Sfântul Păsatul Dumnezeu, protoireul Microfor, Teodoră Preoteasă, Olimpiada, robul Dumnezeu, Oleg, și pentru ca să le ierte lor toate greșelile ce ai voie și fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește.